Valoarea locuințelor sociale și de necesitate care au revenit noilor locatari este de 34,4 milioane lei fonduri obținute prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Contribuția financiară a primăriei a fost de 3,5 milioane de lei, fonduri cu care s-au realizat lucrări de racorduri la utilități, amenajare alei, spații verzi, iluminat public și parcări. Bolovani Georgiana. Veselianu Mihaela. Veselianu. Municipiul Râmnic Vâlcea este printre puținele municipii din țară care construiesc locuințe pe sociale. Aceste 5 blocuri a fost o mană cerească, dacă vreți, pentru acești oameni care sunt cu posibilități mici, trebuie să recunoaștem. Vreau să spun încă o dată, pentru cei care au sau am văzut niște comentarii pe Facebook, comisia de selecție a fost o comisie formată din consilieri locali, PDL și USR, așa s-a întâmplat atunci, s-a analizat foarte clar și nu a fost absolut nicio intervenție în repartizarea acestor locuințe. De fapt, ați și văzut, toți beneficiarii sunt oameni cu adevărat năgăjiți. Este adevărat că mai sunt încă mulți care așteaptă locuințe, dar sunt și foarte mulți care nu au înțeles că trebuie să-și completeze la zi dosarul, să se intereseze. Nimeni nu vine să-ți bată la ușă și spune: ai nevoie de apartament. Să-și completeze, să aducă fișele, să, dacă au intervenit modificări, dacă mai au un copil, trebuie să întocmească punctajul respectiv și îi sfătuiesc pe toți cei care sunt interesați de apartamente sociale să depună dosarele la primăria municipiului și acolo se întocmesc dosarele așa cum trebuie. Încă o dată îi felicit și, cum să vă spun, trăiesc și o mare bucurie că 120 de familii, deci sunt câteva sute de persoane, de Paște au un casă două. Garsonierele au o suprafață medie de 38 de metri pătrați, iar apartamentele cu două camere au o suprafață de 62 de metri pătrați. În zonă au fost construite în total, în cadrul programului de construcții locuințe sociale și de necesitate, 5 blocuri, care totalizează 120 de locuințe. Am primit apartamentul 4. Sunt foarte fericit, am copilul cu probleme. Spuneți-mi, de cât timp ați depus cerere? Avem. Și înainte am depus și am 8 ani de când am depus cerere. Noi, normal, pentru apartament am depus. Da. Că copilul are nevoie de lucrare. Da. Dar dacă nu s-a putut deocamdată, am luat și această garsonieră pentru că e destul de mare. Are aproape. Da. Și noi, mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat. Și domnul primar. Și domnul primar cu tău. Tocmai ați deschis ușa de la noul dumneavoastră apartament. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, deci este un apartament cu două camere sau garsonieră? Două camere. Apartament cu două camere. Da. După cât timp ați obținut? Cât a durat? Din 2015. Ceva ani. Da. Ceva ani, dar în sfârșit, iată, chiar înainte de Paște aveți apartament nou. Spuneți-mi, până acum unde ați locuit, dacă nu vă supărați că vă întrebăm? Părinții. Bine v-am găsit în noua casă. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, ce este aici, ce aveți? Ce... O garsonieră. De cât timp ați depus cererea? Cererea e de 6 ani. Între timp, dacă puteți să ne spuneți unde ați locuit? Unde? În chirie. În chirie de 13 ani. Sunt foarte bucuros că am o garsonieră bună aici. După cât timp ați primit garsoniera? După 3 ani, cred că aproape. Așa. Până atunci puteți să ne spuneți unde ați stat? La constructorul. În chirie? Da. Selecția celor 120 de beneficiari s-a realizat după criteriile impuse de lege și adoptate la nivel local prin hotărârea Consiliului Local numărul 392 din 2022. Dosarele au fost analizate și prioritizate de Comisia Socială a Consiliului Local, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 2021. Aș vrea să spun cum se procedează atunci când se înmânează cheia pentru astfel de locuințe. O persoană își depune dosar la primărie. Un dosar care trebuie să conțină anumite acte. Anumite acte conform legii, bineînțeles. Ei sunt anunțați periodic. Trebuie să mai aduci cu tare document. Cei care sunt interesați în adevăratul sens al cuvântului vin și își depun toate actele necesare. Cei care nu, critică pe Facebook. Critică în ce sens? Șpăgi, pile, relații și cunoștințe. Vă dați seama că este un fals.
Aceste dosare sunt analizate de o comisie din primărie. Apoi, câți membri sunt în această comisie? Sunt vreo 7 sau 8 membri. Din această comisie fac parte și 5 consilieri municipali desemnați prin hotărâre de Consiliul Local și vreau să vă spun că de această dată sau de în ultimii ani, această comisie formată din 4 liberali și un membru al USR. Domnul Virgil Pârvulescu face parte din această comisie și încă 4 consilieri ai lui de la PNL. Deci ei au aprobat aceste dosare, apoi lista cu toate dosarele după ce au trecut prin aceste comisii ajunge în Consiliul Local, se aprobă lista și oamenii își primesc locuințele. Ierarhizarea s-a făcut în urma analizării mai multor aspecte, situația locativă a solicitantului, chiriaș sau tolerat în spațiu, suprafața locuibilă deținută în metri pătrați per locatar sau numărul de persoane în întreținere, punctându-se suplimentar situații precum existența unor performanțe școlare deosebite ale copiilor din familie, pericolul unei evacuări imediate, vârsta titularilor sub 35 de ani, proveniența din casele de copii, gradul de handicap al titularului sau membrilor familiei acestuia, vechimea cererii solicitantului sau veniturile reduse. Astfel, 120 de tinere familii își vor petrece sărbătorile pascale în locuințe noi.